Bună ziua, doamnelor și domnilor, Ionel Ilaș Instant, luni 2 aprilie 2018. Vă aflați la mine acasă și vă ofer câteva imagini pe care le iau din balconul meu. Aveți în față casa memorială a academicianului Leon Dănăilă. După cum ați observat, în media academicianul Leon Dănăilă apare frecvent ca număr de urcări pe net, dar și e în topul vizualizărilor. Echipa Reda Bune a fost chiar aici. Eu aș vrea să vă spun ceva. Aveți în față mâna mea dreaptă la 11 ani de la data de 9 martie 2007, când a fost lipsit de libertate printr-o internare nevoluntară de către doctorul Vanvu, am fost torturat, schingiuit. În mână se mai află 4 corpi străini nylon 004. Ce-ar fi ca Radu Murar să invite în platoul Răi Da Buni, față în față, pe doctorul Dănăilă Leon, neurochirurg, și pe doctorul Vanvu Emilian, chirurg generalist a Dorohoi. Și cu permisiunea lor pot intra și eu în direct, ca să nu fiu tot ascuns așa. Aici, pentru această casă, a fost ucisă mama mea. Da? Acest gard va rămâne. Această casă a fost construită pe un teren cumpărat de la fratele lui Deon Dănăilă Leon. Nu a intrat nimeni cu forță aici, domnule academician. Ce-i cătafă la mine în curte? Deci mama mea nu s-a dus la dumneata în curte să-ți ia pământul. A fost vândut. Ca să nu continuăm discuția asta. Așadar, șeful mafiei din nord-estul României este acest Leon Dănăilă. Cu știința lui s-au făcut toate ticăloșiile asupra mamei mele și asupra mea. Fundeni, doctor Oțoiu, cine a ordonat doctorului Oțoiu să mă execute pe mine? Burulean Vasile Alexa. Cine a fost Burulean Vasile Alexa? Șeful securității a toată România pe cultură și cultă în 89. Să vedem față în față ce spun aceste somități deontologice ale medicinei românești. Vanvu Emilian de la Dorohoi și Leon Dănăilă de la București. Da? Proba este aici. Eu sunt proba vie. Și va muri și securistul de la TVR, care a știut să mă înjure în 2000 cu rabă și știle din sâmbătă asta. Aici unde sunt eu nu va fi niciodată clinica Leon Dănăilă.